Bună ziua, bine ați venit. Vă stau la dispoziție cu întrebările dumneavoastră. În mare, cât de importantă sau câte s-au rezolvat în ședința care... Deocamdată sunt doar idei care trebuie puse în practică. Rezolvări înseamnă fapte. Dar se caută soluții și acest lucru trebuie să aibă o rezolvare mâine. Așa cum am mai spus, am ținut foarte mult astăzi la ședința AGA să fie prezenți și reprezentanții jucătorilor și antrenorul, tocmai pentru a închide cercul și a nu exista o lipsă de informație și a nu avea surprize că cineva nu cunoaște tabloul complet al situației. Jucătorii au avut trei puncte foarte clare de supus atenției asociațiilor și am fost de acord cu ei, de aceea am fost și cel care le-a prezentat. Pe de o parte, securizarea câștigurilor care, bineînțeles, acum merg către masa credală. Punctul 2, detensionarea acestei situații și plătirea unui salariu foarte rapid până la meciul cu Dinamo. Și punctul 3, un plan de reorganizare, pentru că vor să cunoască și viitorul clubului, implicit viitorul lor. Acestea trei puncte îi preocupă pe jucători și, în principiu, pe toți angajații clubului. Au fost, o comunicare interactivă, care fiecare a vrut să afle totul despre această situație. A fost prezent și administratorul judiciar și în condițiile astea cred că toată lumea știe cam ce urmează. Suntem în aceeași echipă, indiferent că vorbim de jucători, conducători sau asociați. Deci, în concluzie, să putem funcționa mai departe până mâine. Membrii asociației au promis 99% un salariu. E adevărat, cineva mi-a spus la ureche că în afaceri 1% câteodată mai mult decât 99%, dar eu nu cred că e cazul acum, pentru că nu mai e loc de glume și chiar trebuie să rezolve acest lucru. Ne trebuie bani de organizare a competițiilor următoarele zile și știm foarte bine că în următoarea săptămână va avea 3 meciuri, 2 de campionat și 1 de cupă, plus competițiile de la copii și juniori și avem nevoie de resurse. Iar sigur, în final, trebuie să urmăm etapele acestei insolvențe. După cum știți, ieri s-a oficializat. În momentul acesta sunt înghețate datoriile. Asta înseamnă că nu mai există nici riscul de a fi depunctați de acum încolo și va trebui să punem la punct un plan de reorganizare, un business plan care să dea continuitate acestei echipe. Nu, deocamdată n-am văzut astfel de situații frumoase. Sunt discuții, dar deocamdată nu s-au găsit modalitatea în care dânsul să vină cu mai. Eu cred că trebuie să întrebați pe dânsul. A fost prezent, de asemenea știe situația foarte exactă a lucrurilor și sper ca și dânsul, dacă poate, să sprijine clubul, pentru că atât timp cât cineva vine în interesul clubului, este bine primit. Dar trebuie fapte, repet, pentru că nu mai avem loc de promisiuni, chiar dacă urmează o perioadă în care funcționează promisiunea și mă refer la partea politică, indiferent de culoarea ei, noi avem nevoie de fapte. Este foarte greu să mergem mai departe, ați văzut și poziția jucătorilor. Încă o dată apreciez profesionalismul lor, s-au antrenat și astăzi și ieri, dar toate au o limită și eu sper ca odată cu activarea promisiunii de mâine, cu un salariu pentru tot clubul, atunci eu cred că putem merge înainte, nu suntem singura echipă cu această situație. Sunt cluburi mari care au trecut sau trec prin această situație și trebuie să ne obișnuim să trăim și noi cu această stare de fapt.
Unde vin acești oameni? Nu știu de unde vin. Vom vedea mâine. Au promis membrii asociați. Este forul suprem care conduce acest club și noi n-am făcut decât să spunem ceea ce avem nevoie pentru a merge mai departe. Vă imaginați că va fi o formă legală de a avea echipa la dispoziție, eu știu, condiții necesare. Vom vedea mâine. Dacă când vom primi banii, vă putem spune și de unde am primit. Nu avem niciun secret. Deocamdată există o promisiune din partea dânșilor și așteptăm cu nerăbdare cu toți. Dar pe de altă parte a fost o promisiune, nu și de la Marin Condescu că va veni cu 1.250.000 de euro. Pentru că asta a spus și public, v-a spus și dumneavoastră. Da, așa am înțeles cu toții. Tocmai de aceea eu zic că trebuie să întrebați pe dânsul. Este o persoană publică care are expunere la presă și cred că în câteva minute vă poate lămuri legat de promisiunea dânsului de a veni cu un suport financiar la echipă. Promisiunea domnului Condescu e cumva condiționată și de o intrare a lui cu acceptarea în conducerea Anduridon? Nu, păi în primul rând dânsul nu are voie să fie în conducerea unui club în acest moment, ținând cont de situația juridică. În ceea ce privește membrii asociației, nu printr-o infuzie de capital poți să intri. Știți foarte bine că suntem o asociație non-profit. Sunt 5 membri asociați, iar fiecare entitate își desemnează... Special. Păi nu este voie. Din ce am înțeles, departamentul juridic nu a recomandat această soluție pentru că, repet, dânsul are un statut special în acest moment din cauza, eu știu, litigiilor sau ceea ce are dânsul pe rol. Și în momentul acesta nu poate administra un club. Dar sigur că poate ajuta din poziția de membru asociat, dacă aceasta este posibilitatea. Repet, deocamdată nu știu ce s-a întâmplat cu intenția dânsului și trebuie să-l întrebați pe el, pentru că nu vreau să greșesc. Oficial este unul dintre cei de la masa credală? Dar nu s-a format încă masa credală. Abia ieri s-a instituit acest stare de reorganizare, urmează ca administratorul judiciar să treacă la etapele următoare, clubul trebuie să desemneze un administrator special, de asemenea se va face în zilele următoare un audit complet care să spună cu exactitate diagnosticul din punct de vedere financiar al clubului, deci lucrurile astea trebuie să se întâmple, după cum știți, după o anumită procedură. În momentul acesta, eu vorbesc din punct de vedere al nevoilor noastre, pentru că suntem un club de fotbal și nu o companie oarecare care dorește să aleagă această formă de organizare. Există un lot de jucători, există o stare de spirit care trebuie să o gestionez, pentru că suntem într-o luptă cu cluburi puternice care au milioane de suporteri, care au infrastructură și care stau foarte bine financiar. Și până acum ne batem cu succes. Mi-aș dori foarte mult, indiferent de ce se întâmplă în birouri, echipa să meargă la fel de bine. Va fi sfârșitul de mandat pentru Marcel Răducan în această iarnă? Nu știu. Eu am promis că voi rămâne în continuare până în iarnă, până la prima fereastră de transferuri. Sunt dator față de lotul de jucători care l-am creat aici și în condițiile în care mergem conform promisiunilor, cu mare drag aș rămâne, pentru că și pentru mine reprezintă un vis frumos acela de a reprezenta Pandurii în prima ligă pe noul stadion. Dacă lucrurile nu se îndreaptă, bineînțeles că mă voi gândi la o despărțire, pentru că așa este normal să-mi găsesc de lucru. Sunt convins că așa, ca și mine, gândește orice alt angajat de la Panduri. Ce departamentul juridic a făcut această recomandare către AGA? Nu către AGA. Am cerut cu toți opinii, pentru că, într-adevăr, este o preocupare a tuturor de a se derula toate aceste proceduri și asta ni s-a comunicat că dânsul are anumite restricții și nu poate fi atât timp cât este implicat în litigii cu clubul. Dar, repet, asta nu înseamnă că nu poate ajuta. Dacă are puterea financiară sau, eu știu, alte soluții, este bine primit, pentru că m-ați văzut și zilele acestea, am fost cu dânsul, am fost prezent la întâlniri. Dar trebuie să trecem la fapte, pentru că nu suntem în situația în care mai putem merge pe promisiuni. Ok? Meciul cu Dinamo? Da, mulțumesc. Meciul cu Dinamo
Meciul cu Dinamo este foarte important. Întâlnim un club rănit, să zicem, din punct de vedere al rezultatelor și în astfel de situații trebuie o atenție deosebită. Suntem conștienți de faptul că o victorie la Dinamo ar reprezenta, nu știu ce să zic, un câștig dublu în lupta pentru play-off, ceea ce ne-am propus. Suntem convinși că un club precum Dinamo va accepta greu, eu știu, această poziție în clasament. De altfel am văzut reacțiile din ziare, se vehiculează antrenori noi, tot felul de mutări. E un lucru normal la un club mare care și-a propus să câștige campionatul și în momentul acesta este pe locul 8. Dar dacă ne gândim și ne uităm la clasament, diferența nu este atât de mare și Dinamo sau alte cluburi mari, Astra, au resursele necesare să revină. Dar aici depinde de noi. Dacă, deși nu, poate nu are o legătură directă, totuși, dacă echipa, adversarul din echipa va fi detenționată de aceste promisiuni care sper eu să se transforme în realitate mâine, clar că starea de spirit va fi una apropiată de concurs, să zic, propice performanțe și în condițiile astea eu sunt convins că băieții vor bate cu forțe maxime pentru a câștiga cele 3 puncte. De-a lungul timpului, istoriei, au fost meciuri foarte interesante cu Dinamo și anul trecut au fost foarte interesante și în ceea ce privește scorul și cum a decurs meciul, așa că ne așteptăm la un meci greu. Dar eu cred că avem un lot mai bun, avem antrenori cel puțin la fel de buni și dacă există și o stare de spirit, nu suntem cu nimic mai prejos față Dinamo. De altfel, am terminat clasamentul anul trecut înaintea lor și dacă vom avea stabilitate financiară, vom termina și anul acesta tot înaintea lor. În condițiile astea, mă rog, financiare, se poate gândi și la Cupa României, mă rog, la trofeu? Păi, eu sunt convins că vom face totul să ne calificăm și de ce spun asta? Pentru că știu și intențiile și ambițiile lui Petre Grigoraș de a merge cât mai departe în ambele competiții. Sigur că este o încurcătură în plus, dar e un trofeu important al fotbalului nostru. Suntem o echipă, un club care nu putem spune că avem vitrina plină de trofee și ne-ar fi indiferent, așa că orice oportunitate de a ne face fericiți suporterii, o vom accesa. Sigur că vor interveni și schimbări în echipă, dar asta nu înseamnă că e competiția numărul 2, ci efectiv vrem să avem forțe proaspete în ambele competiții. Mai multe sigur că vă va spune Petre Grigoraș când vine meciul cu Timișoara, dar ca principiu, strategia clubului este acela de a ne prezenta la cel mai înalt nivel și dacă ne vom califica, ar fi o performanță bună pentru club.